N-a curs sânge, așa cum se așteptau toți participanții, invitați sau delegați, dar au curs în schimb lacrimi de bucurie în tabăra câștigătorilor și de supărare în cea a perdanților. La conferința județeană de alegere au participat 344 de delegate dintr-un total de 391, iar dintre acestea 273 au vrut o președintă al Organizației Femeilor Socialdemocrate din județul Hunedoara, pe Natalia Intotero, și doar 73 au mai dorit ca după 7 ani Liliana Țolaș să-și continue activitatea în calitate de lider. Cu o strategie bazată pe mesaje de unire, solidaritate și prețuirea tuturor femeilor membre de partid sau simpatizante, Natalia Intotero a reușit să convingă majoritatea delegatelor că poate fi un bun conducător al organizației județene. Vreau să facem o echipă care să coordoneze întreaga activitate a femeilor socialdemocrate, iar deciziile care se iau la nivelul organizației să fie luate de foruri statutare, eliminând pentru totdeauna din viața organizației deciziile luate de o singură persoană sau de un grup restrâns care nu reprezintă opinia tuturor femeilor din organizația noastră. Liliana Țolaș a considerat că experiența, activitatea politică combinată cu cea de mamă sunt suficiente pentru a atrage aprecierea delegatelor. Întreaga mea activitate politică din ultimii 7 ani a fost pusă în slujba oamenilor și vă rog să mă credeți. Am reușit toate împreună să aducem speranță și rezolvarea multor probleme. Totuși, Lilianei Țolaș și s-au reproșat o serie de carențe în activitatea desfășurată la nivel local. A fost faptul că nu le-a implicat. Deci în activități ale organizației naționale de cel mai multe ori mergea singură sau că nu le-a implicat suficient cum a fost obișnuit, că au dispărut acele cluburi, sau cum se numesc, a femeilor socialdemocrate, deci e foarte greu să înființeze un club. Și atunci de asta nu găseau nicio scuză când ele există, să, prin atitudinea ta, să le desfințezi. Deci a existat o nemulțumire care e reflectată clar de scor. Cu siguranță, Liliana Țolaș a pierdut câteva zeci de voturi bune în momentul în care s-a plâns pe scenă că prea multe femei care vin la PSD caută doar să obțină un post de conducere într-o instituție de stat. Asta a fost o jignire la adresa sălii, pentru că vă dați seama că dintr-o mare de 3.000 și ceva de membri PSD, dacă toate vin în PSD ca să obțină o funcție, deci este nejustificat. La final, după aflarea rezultatului, Intotero și Țolaș s-au îmbrățișat în fața delegatelor și a invitaților, oferindu-și reciproc buchete de trandafiri. Felicitări, Natalia dragă! În acest moment, în PSD s-a produs o mare schimbare, echipa tânără a venit. Eu îi predau ștafeta, sper să facă și mai mult decât am reușit eu să fac. Vă mulțumesc din suflet! Trandafiri plin de spini, după cum avea să recunoască sincer liderul PSD din județul Hunedoara, Laurențiu Nistor, care a fost nevoit să instituie câteva reguli, obligându-le pe candidate să le respecte, astfel încât nimeni să nu sesizeze războiul real dintre Intotero și Țolaș. Acest lucru a făcut ca astăzi conferința totuși să fie liniștită. Acest lucru a făcut ca ultima săptămână de campanie electorală să fie liniștită, fiindcă erau lucruri pe care nu făcea mândrie nici unia dintre candidate, nu făcea mândrie organizației județene și în calitatea mea de președinte, sigur că mă cunoașteți atât de bine, nu am acceptat și nu voi accepta niciodată ca organizația județeană să fie terferită. Laurențiu Nistor recunoaște că mai multe membre de partid și-au exprimat intenția de a părăsi organizația de femei după alegerea Nataliei Intotero. Însă Nistor nu crede în amenințarea femeilor.